Unde ne aflăm, Madalin? Să ne aflăm Panta, ne aflăm pe câmpul de luptă, putem vedea șenilele. Două tractoare șenilate prezentăm astăzi. Madalin, nu mai faci și mie vlog? Ba da, Panda, astăzi este un vlog diferit, suntem puțin mai pe relax. Astăzi filmăm două opterixuri de 410 cai, amândouă șenilate. Dar piesa de rezistență cu care sunt aici se află scaunul cu masaj. Avem masaj, două trepte, ventilație, încălzire în scaune, încălzire în scaune cu două trepte, fie iarnă, fie vară, nu contează. Cei de la X au pus pe el tot ce trebuie să simte bine operatorul. Sincer, n-aș mai continua vlogul ăsta că e așa de bine aici, da? Frigider. Avem un frigider foarte mare, încăpător, unde putem să ne ținem apa, hidratare corespunzătoare și cireașa de pe tort, pe lângă scaunul cu masaj, scaunul de pasager și frigiderul, de vedea pielea, două tablete, la operatorul să nu mai caute într-una setări, da? Două tablete mari, unde pe una putem să vedem configurările tractorului, iar pe cealaltă sarcina motorului, consumul, GPS-ul, operatorul este mult mai lejer aici. Avem și display-ul de pe stâlp, n-a mai fost pus în față, fiindcă este mult mai comod pentru operator și mai la îndemână. Și cireașa de pe tort o reprezintă volanul, pe lângă poziția relaxantă a șoferului. La o singură apăsare de pedală, volanul coboară. Este un volan de piele, în trei spițe. După cum știți sau nu știți, noile tractoare de la John Deere sunt făcute de către designerii de la BMW. De-aia ei au o formă unică, faruri LED, proiectoare LED și designul este mult schimbat de seriile trecute. Începând de la volan, interiorul cabinei și designul cabinei. Este o trecere foarte mare din punct de vedere a designului, cât și de a puterii, fiindcă știți că tractoarele Optier în generația trecută aveau o putere până la 400 de cai. În schimb, aceste tractoare sunt până la 410 cai, au unele cutii și cu cele electrice dezvoltă multă mai multă putere. Pe lângă puterea în plus, șenilele ajută mult mai mult tractorul să depună la sol toată această putere. Diferența între un tractor de 400 de cai și unul de 410 nu o fac neapărat cai, cât și aderența la sol. Un tractor cu aderență mai mare poate să-și pună toată puterea la sol. În schimb, un tractor pe roți, degeaba să zicem că este puternic, dacă el patinează. Tractorul acesta poate să aibă un patinaj de 5% maxim, în schimb, un tractor pe roți poate să aibă de 15-20% în funcție de lucrări și în funcție de cât desumflă operatorul roții. La operațiunea de Tiger, da? Pentru o singură trecere, știți foarte bine, discuri, organe și tăfălug, consumul acest tractor este undeva între 12 și 15 litri. În schimb, la tractoarele pe roți, ei au spus că au sesizat în unele parcele că au avut consum și de 22 de litri. Din cauza faptului că tractorul nu avea așa de multă aderență, el pe bord avea o viteză de, nu știu, 12 km, dar din cauza patinajului, viteza reală putea să fie și de 10. Avantajul mare la tractor sunt șenilele. Tractorul are o lungime de 6,5 m, dintre care 3,5 m este amprentă de șenilă. Cred că undeva la 2 metri pe spate, 1,5 m pe față, nu am măsurat, dar ce am văzut așa la ochi. Șenilele după față sunt un pic mai înguste. Sunt niște șenile de 24 de cm, iar pe spate sunt de 32. Șenilele ajută la o tracțiune perfectă, fiindcă tractoarele Opterix pe asta se bazează, pe o putere maximă și o tracțiune perfectă. Tracțiunea perfectă înseamnă costul redus, cost redus de motorină și el este și destul de lat, ceea ce permite o stabilizare perfectă. Avem și un display foarte frumos, încălzire în scaune, oglinzi reglabile, ceea ce înseamnă un confort pentru operator în momentul în care bagi remorca, decât umbli puțin la butoane, poți să-ți reglezi oglinzile imediat. Iarna, pentru cei care lucrează, poate să încălzească
oglinzile imediat, ceea ce oferă o vizibilitate mai bună. Scaunul acesta se și învârte. Avem și un joystick suplimentar pentru mai multe manevre. Mădăline, da. Ți-ai luat tank? Pleci în război? Eu am luat două tankuri, da? Cum am povestit mai devreme de șenile. Șenile are undeva la 1,80 m. Înălțimea totală a tractorului este de circa 3,5 m, iar lățimea lui este de 3 m. Asta îi permite o manevrabilitate mai bună, întoarce mai bine la cap, și la cap datorită șenilor operatorul nu simte vruncinături, tractorul merge lin, are o amprentă totală, adică partea aceasta de jos, cu partea din fața șenilei de jos, de 3,5 m, tractorul având 6 metri lungime. Avem 1 m și ceva aici distanță și mai este 1 m în față până la botul tractorului. Șenilele, puteți vedea, sunt de cauciuc masiv, foarte groase. Are și stopuri, ceea ce ajută vizibilitatea mai bună a șoferilor din spate. Cireașa de pe tort a acestui tractor, sigla John Deere, o ediție specială. Această siglă vine de la dotările pe care le are înăuntru, începând de la ventilație în scaune, de la încălzirea în scaune. Tractorul este un tractor mai unicat, chiar dacă sunt două, am ales să vi-l prezint pe acesta. Datorită dotărilor, este un pic mai special. Până acum n-am văzut un tractor cu așa masaj în scaune, este foarte, foarte relaxant. Și sigur, operatorul care lucrează pe el după o zi de muncă, nu poate să se plângă de oase rupte. Tractorul are un bunker de motorină, el se alimentează aici. După cum știți, tractoarele noi vin dotate și cu AdBlue. Încărcarea cu AdBlue se face din către bidoane speciale. AdBlue reprezintă o substanță cu uree care ajută fermele agricole să nu mai polueze așa de mult aerul. Tractorul acesta vine dotat și cu o priză, are o priză pe motor, un ștecher. În momentul în care tractorul rămâne fără baterie, nu trebuie să dăm bateria ajută pe tractor. Tragem priza, o băgăm la încărcat și tractorul se încarcă imediat. Asta oferă un plus valoare tractorului, fiind operatorul nu o să se mai muncească, iar faptul că bateria se încarcă direct, dă o durată de viață mai mare a bateriei, fiindcă tensiunea este constantă după ce începe să încarce, față de, să spunem, momentul în care luăm curent de la alt utilaj sau de la altă baterie. Este ceva mult mai stabil. Acum să prezentăm și partea atractivă a tractorului, partea de forță. După cum puteți vedea, ambele tractoare, atât din față cât și din spate, sunt asemănătoare. Amândouă sunt 8RX 410. Față, singura diferență este la cabină, de-aia am început cu ăsta. Este varianta, să zic, premium. De aici, din spate, putem observa farurile, care ajută foarte mult operatorul. Din faptul că lumina se află la 360 de grade, operatorul are o vizibilitate maximă, atât în față, în spate, în stânga, în dreapta, vede orice obstacol și ochii acestuia obosesc foarte greu, având lumini doar în față, doar în spate, cabina fiind și întunecată, uneori aceste lucruri te obosesc din punct de vedere vizual dacă lucrezi noaptea. Dar tractoarele astea sunt o altă generație, au fost concepute nu doar pentru putere, designul frumos, cât și pentru operator. Fiindcă știm că ziua de azi operatorii se găsesc foarte greu în domeniul agricol. Dotări și capuc interesate în spate, putem vedea locul pe unde se bagă strop gel, da, lichidul pentru parbriz, este pus chiar acolo sus. Tractorul, față de alte tractoare normale, vin dotate din fabrică cu suspensii pe cabină. Având și suspensii pe cabină și TLS, adică suspensia de pe față și șenile, dintr-un impact, să zicem, din 100%, operatorul mai simte undeva la 5% prin toate faptele astea. Tractorul este foarte masiv și din spate, nu doar din față, nu doar din lateral, are o postură robustă, fiind așa mare. Aici putem vedea SCV-urile, locul de unde utilajul din spate se leagă la punctul hidraulic, tiratul central, care este mai masiv ca la 6R, nu mai masiv, fiindcă și utilajele din spate sunt mult mai grele. Cilindrii, niște cilindri mari, robuști, care ajută să ridicăm utilajul la capătul locului. Și putem vedea cupla de prindere a remorcii și pitonul.
Aceasta are două cuple de forță, o cuplă pentru disc și o cuplă pentru pir, pentru piton, care în momentul legării de către tractor, o parte din greutate se pune pe acest utilaj și crește și tracțiunea tractorului în sine, mărindu-se greutatea. Am vorbit mai devreme despre siguranță. Tractorul are semnalizare jos, la nivelul mașinii, cât și sus, în caz de tractorul este legat de un utilaj, să zic, cât de cât înalt, iar conducătorii auto nu pot vedea. Avem semnalizare LED aici, semnalizare LED sus și stop sus, care crește siguranța atât operatorului agricol, cât și siguranța șoferului de pe drum. Din partea de jos avem niște comenzi din exterior, care ne ajută să ridicăm și să coborâm brațele. Și pentru mici verificări, în momentul în care lucrăm cu priza de forță, avem un buton, îl ținem apăsat, iar tractorul intră în avarii, până verificăm de jos, ascultăm și vedem dacă utilajul din spate care funcționează pe priza de putere este în regulă. Încă din cabină sunetul poate să fie altul, dar cu ajutorul acestui buton îl puteți vedea de jos și puteți vedea dacă el lucrează parametrii optimi. La începutul acestui clip vorbeam despre design. Puteți vedea că modelul acesta este complet diferit de modelul 8400R. Modelul 8R și 8RX vin acum simplu, da? Nu mai vin 8400R, vin 8R410. Farurile sunt LED, cum ați văzut și în cadrele de mai devreme. Vizibilitate maximă, lumină maximă și un aspect foarte frumos în braz. Aceste faruri se văd foarte bine, mai ales când tragem cadre cu drona sau confirmăm, este un alt nivel față de tractoarele simple. Designul este făcut de către BMW, de asta s-a și trecut la un nivel următor. Colaborarea dintre John Deere și BMW cred că a adus un bonus, fiindcă tractoarele sunt mult, mult mai frumoase față de seriile trecute. Dar pe lângă frumusețe, să nu uităm că ei au o fiabilitate foarte bună, consumul este redus dacă operatorul știe să-și regleze implementele, adică puterea tractorului trebuie să fie cap în cap cu implementul din spate. Că să nu avem patinaj, să nu tragă greu de el, fiindcă dacă implementul din spate este prea mare, tractorul trage foarte greu, consumul de motorină crește. Dacă implementul din spate este prea mic, tractorul trage prea ușor, sarcina motorului este undeva jos, iar să zicem că motorina se arde în gol. Așa, dacă tractorul este în concordanță cu utilajul din spate, utilajul tras, nivelul de carburant este întotdeauna redus. Și cum sunt aceste serii, ne avem patinaj, nu avem cum să avem un consum mare de motorină. Totul ține de operator, ce leagă după el. Acest tractor nu este simplu, da? La toate ați văzut sigla de la John Deere. În schimb, el are atașat o tăbliță. Pentru unii asta este un bonus de putere, da? Puteți vedea cuvântul de neînvins. Tractoarele John Deere, de ani de zile, când vine vorba despre utilajele mari, au început să stabilească recorduri. Recorduri de putere, recorduri de tracțiune, de punerea puterii la sol. Poate unii dintre dumneavoastră știți, am postat și un vlog în luna august, în România, mai exact în Slatina, echipa Ipso, alături cu Bednar, au legat un tractor nou RX 640, 640 de cai, și în 24 de ore a făcut un record mondial de 769 de hectare lucrate. Bednarul din spate avea 12 metri, asta dacă nu mă înșel, s-a lucrat la foc automat, 24 de ore tractorul nu s-a oprit pentru a vedea toți parametrii, s-a oprit doar pentru alimentare, în schimb el mergea numai pe GPS, erau doi operatori care urmăreau și cu ajutorul tehnologiei și a antenei AutoTrac s-a putut stabili un nou record, mult mai mare față de cel din 2020 cu 80 de hectare, ceea ce înseamnă foarte mult în agricultură. Ceea ce foarte puțină lume știe, tractoarele John Deere sunt între singurele mărci care au filtre marcă proprie, ceea ce este o credibilitate foarte mare pentru cumpărător, fiindcă ai o siguranță, filtrele vin originale, vin pe modelul tractorului și nu ai probleme. Ele fiind originale, poți cere și garanție la ele în caz de ceva probleme.
Putem vedea filtrele de motorină, filtre de ulei. Cred că filtrul tot de motorină este aici. Deci tot pe ele sunt de filtre John Deere. La alte mărtini ce am mai văzut, sunt total alte firme care nu au treabă cu brandul în sine. Și este și un avantaj pentru ferma care deține tractoare de la John Deere, fiindcă în momentul în care schimbi serviciul, nu trebuie să stai să mai suni, ei deja știu că se apropie schimbul de ulei la motor, schimbul de ulei la transmisie, schimburile de filtre de motorină, dând seria tractorului tău, ei vin deja cu filtrele. Nu mai pierzi timp sunând la alți distribuitori să-ți aducă filtrele, ci este o continuitate în fermă. Nu mai pierzi timp, fiindcă timpul știți că e foarte prețios în fermele agricole, și ai și tu o siguranță, fiindcă nu stai cu griji, bă, am comandat filtru bun, nu l-am comandat, așa decât dai la cei de la Ipso codul sau modelul tractorului și ei știu exact ce să-ți comande. Bă, Mădăline, nu-ți frică că stai acolo? Bă, Panda, sigur, chiar mi-e frică. Tractorul este făcut 100% John Deere, până și are pasta de la John Deere. Și am înțeles că 410 poate dezvolta până la 460 de cai. Și la ultimele teste care s-au făcut, el a reușit să pună la sol o putere maximă de 94%. Mult peste următorul tractor concurent, foarte, foarte mult peste al doilea tractor concurent. Ce am înțeles, primul a fost 94%, al doilea undeva la 80 și ceva la sută. Ceea ce este extrem de mult, nu este 1-2%. Dar nu mușcă. Ca toate aceste lumini să pornească și toată puterea tractorului să intre în funcțiune, primul și primul lucru o semnifică butonul acesta. Acest buton este un general. Generalul în sine oprește curentul pentru a nu se descarca bateria în caz de avem consumator sau uităm un încărcător în priză. Aici, într-o singură rotire de buton, curentul a plecat în toată instalația și acum mai voi sui în el pentru a vă aprinde luminile și a vă lăsa câteva cadre cu luminile. Proiectoarele sunt LED, girofarele la fel. Avem modele de antenă Starfire, cred că ultimul model 7000, fiindcă le-am văzut puse în partea dreaptă, nu sunt puse ca ele pe centru. Punem contactul, ștergătorul pe partea dreaptă. Spuneți-mi voi, ce mașină are ștergător și pe partea dreaptă? Și acum, cam gata cu vorba, urmează să vă mai las o surpriză la final, stați până la final. Pornim tractoarele pentru a le auzi puterea lor în sine și nu o să regretați dacă stați până la final. Așa cum v-am promis, surpriza se află la final. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați-mi un lăsați, dați un like și un comentariu dacă doriți ca următorul videoclip să fie cu această bestie, o propulsantă de la John Deere. Ce face ea? O să vă las câteva cadre în secundele următoare și dacă doriți și voi, o să facem un video special cu ea. La ce te uiți pe acolo, Mădălin? Fratele meu, Panda, tocmai vreau să mă uit la abonații care vin, cei care le-a plăcut acest clip și vor să vadă din ce în ce mai multe clipuri interesante filmate în ferma mea și în alte ferme. Așa că nu uitați să dai subscribe. Îți mulțumesc!